Dragii mei, mă bucur că dragostea pentru Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce din nou împreună. Mie îmi saltă sufletul de bucurie de câte ori văd o lumină în Cuvântul lui Dumnezeu, și primul meu impuls este să o împart cu frații, să aduc înaintea oamenilor. Astăzi vorbeam cu cineva despre suferința pe care o am în suflet când aud că tineri și-au pus capăt vieții sau au ieșuat în viață sau sunt în închisori sau. Am această suferință în suflet pentru că știu că era ceva evitabil și știu că le-ar fi fost de mare folos să cunoască un cuvânt al lui Dumnezeu care ne-a fost descoperit și nouă la rândul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu nu greșește în această privință când spune poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Unii pentru că au lepădat cunoștința, spune cuvântul, fiindcă ai lepădat cunoștința, copiii tăi vor cădea. Asta se va întâmpla. Cunoștința nu este confortabilă, totdeauna, cunoștința adevărului. Și aproape niciodată în, în raport cu firea noastră. Dar, dragii mei, noi nu întrebăm ce gust are un medicament, ci dacă are putere de vindecare. Astfel că, în această ocazie, mergem la cea de-a cincea prezentare din seria Portret în Cărbune, unde am urmărit ideea aceasta a atacului prin negrire asupra unei persoane, asupra unei familii, asupra Bisericii lui Dumnezeu. Probabil că lucrurile acestea încă nu au fost experimentate de unii dintre noi la gradul la care a fost experimentat de cei care au depus viața pentru credință și cum este de așteptat că în final, așa spune Mântuitorul nostru, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Veți fi urâți de toți. Dar ca să poți să fii urât de societate, trebuie înainte să fii cărbunat, să fii negrit să ți se facă un portret în cărbune, să se dea sugestia că ești un trădător de țară, un, diverse alte lucruri grave care pentru popor să însemne mult. De aceea învățăm aceste lucruri înainte ca ele să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți. Binecuvântă-ne, Tată, te rugăm în, primirea cuvântului Tău, fă, Doamne, ca sufletul nostru să aibă loc pentru orice cuvânt care îl trimis Tu ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim pentru bunătatea ta prin care tu aprizi o lumină în sufletul nostru care proiectează până departe, până la venirea ta și până la întâlnirea ta noastră cu tine, pe nori, prin Domnul Isus. Amin. Mergem în Iov la capitolul 30 cu versetul 28. Aici este o expresie care m-a blocat la la cum zic românii, când am citit textul acesta n-am putut să merg mai departe. Iov 30 cu 28. Umblu în negrit, dar nu de soare. Am crezut că ești bronzat. Nu, nu soarele m-a negrit, ci Iov spune, mai un negrit prietenii mei care au venit aici și care au dat sugestia lumii că uh, situația mea medicală, lucrurile acestea Trebuie să vă spun cu adâncă durere în suflet, le-am cunoscut la mâna întâia. Nu ajungea că o familie a fost devastată prin decesul băiatului, și după aceea a căzut mama, după aceea a căzut tata, n-a ajuns această suferință teribilă. A mai trebuit ca frați de pe lângă să spună: E vreun blestem, cred, care a ajuns pe oamenii ăștia și nu și-au dat seama că aruncau asupra lui Dumnezeu o umbră cumplită. Orice neadevăr nu slujește lui Dumnezeu. De asta îi întreba Iov pe prietenul lui, vreți să slujiți pe Dumnezeu cu neadevărul? Primește Dumnezeu așa ceva de la voi? O să vă găsească de bine când află lucrul acesta? Ei au dat sugestia aceasta în public. Că Iov trebuie să... Fiindcă Iov era un om al țării, era o persoană publică cunoscută în toată țara Uț, așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Prin faptul că ei au spus, uite, suferința ta este rezultatul unui păcat tainic pe care l ai tu sau unor lucruri subterane, necunoscute și eu s-a apărat până la Dumnezeu, zice, voi lua carne în dinți, merg în fața lui Dumnezeu, nu știu nimic despre mine. Cum spune în psalm, zice, mă întreabă de lucruri care nu știu. Și lucrul acesta a stat la baza faptului că își băteau joc copiii de el, pe Gramada de gunoi, lucrul acesta a la baza faptului că l-au pus în cântece de bază în țară, cântau la radio despre el și spuneau la toată țara: Ce mare nenorocit de om și ce blestemat este eu, din mâna prietenilor lui. Ei nu erau răi la suflet, dar erau câine la credință, erau câini în credința lor. În ce, în ce consta credința lor? Credința lor consta în faptul că orice fel de suferință este rezultatul unui păcat, este plata răsplata pedepsa unui păcat. Și pe baza credinței acesteia s-au despărțit de. nu mai aveau suflet de om. Au ajuns să, să batjocorească și dreptatea lui Dumnezeu pentru doctrina lor. Ei asta credeau. Nu a plecat din lume lucrul acesta nici până în ziua de azi, nu o să plece poate niciodată de la o clasă de oameni și a ajuns până la cel de pe cruce. Toți au spus, noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu, lovit și zmerit. Noi așa am crezut. Când colo, spune Isaia 53, el păcatele noastre luase asupra lui, era pedepsit. Pedeapsa lui ne dădea nouă pacea, dar tradiția aceasta niciodată expusă sau confruntată în prezența lui Dumnezeu, oamenii nu au vrut să discute cu Dumnezeu despre așa ceva, că simțeau că, că nu este. Dar datorită denigrării lor, datorită sugestiei pe care au dat-o ei țării și lumii și bisericii timpului aceluia, Iov apare ca un mare nenorocit în fața tuturor oamenilor. Domne, trebuie să aibă niște păcate groaznice omul ăsta la activ. Și noi credeam că e frate în biserică, aici credincios și așa mai departe. Știi ce am auzit? Am auzit că nu crește papura fără baltă, frate. A făcut ceva, e ceva care nu vă puteți imagina până unde poate să coboare o travă aceasta. Era o doamnă, mama a patru copii. Și a avut o carență de potasiu, ceva. Și o prindea o frică teribilă din, din senin, o frică groaznică. Și pleca noaptea cu lumina pe stradă, de frică, nu putea să stea în casă, orice zgomot era groaznic. Personal am, am dus-o la un spital, i-au făcut o serie de injecții cu, cu potasiu și a scăpat, a, și-a revenit, chiar se mira. Ce aveam de mira așa de frică? Și vecinele dumnealor tot de la Biserică Diaconese, de la Cina, așa mai departe, nu au întârziat să spună Cred că a făcut nici ca nenorociri, ceva desfrânări, ceva ucideri de copii. Cine știe ce a făcut femeia asta? Și femeia nu făcuse nicio altă crimă decât o carență de potasiu. În cazul nostru, prietenii aceștia nu știau de provocarea pe care a aruncat-o satana asupra caracterului lui Iov și implicit prin deflecția asupra lui Dumnezeu. Nu știau nimic despre planul lui Dumnezeu, care lua pe Iov dintr-un sătean, dintr-un om din lumea lui și îl ridica în rândul marilor nobili ai lui Dumnezeu, care au inspirat o lume și mai ales că au inspirat în domeniul suferinței. Nu aveau niciun habar acești oameni. Nu numai analfabeti, bigoți cumpliți erau acești oameni. I-a și, a și spus la sfârșit bunul Dumnezeu, a Spus, voi ați, a, ați comis o crimă împotriva lui Iov. Nu, nu pot, păcatul vostru nu poate fi iertat până nu mergeți la omul ăsta să vă cereți iertare. Nu vă dați seama în ce primejdie ați aruncat omul acesta în această situație. Umblul negrit, spunea Iov, m-au negrit în fața țării, dar nu de soare. Nu m a negrit soarele, nu am bronzat la plajă. M-au negrit ei. În felul cum au prezentat lumii. Și partea a doua a versetului 28 spune, mă scol în plină adunare și strig ajutor, ajutor. E cineva aici care știe vreodată că mi-a cerut ceva și n-am dat. Este aici vreun orfan care n-a fost ajutat de mine, vreo femeie văduvă care n-a fost sprijinită. Este aici cineva care a fost părăsit, negat de lume și pe care nu l a căutat și am căutat să-l ridic. E cineva aici care, căruia nu i-am fost tată, nu i-am fost păstor de suflet și ridicați-mă în picioare și spune. Oamenii n-au spus nimic pentru că și ei erau sclavii aceleiași tradiții. Frate, Asta e un păcat groaznic. Cine știe ce păcat poate să fie acolo? Ei au pus la îndoială pe Iov, au pus la îndoială percepția lor despre eu, dar niciodată tradiția lor. N-au stat măcar o clipă să discute cu Dumnezeu, să zică, Doamne, uite ce credem noi, uite ce gândim noi. Unul să vine să spună, nu pot să înțeleg, eu am crezut că omul ăsta este un om credincios, dar uite de ce se vorbește, ce se întâmplă aici. De aceea el strigă în plină adunare, ajutor, cineva să se ridice să spună adevărul. Nu se ridică nimeni. Nu, nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. Știți că exista o jertfă în vechime pentru păcatul adunării, când toată adunarea va păcătui. Și avem în Levitic 20, versetul 4, capitolul 20, versetul 4, avem o situație în care toată adunarea păcătuiește. Este cineva... Care cărbu transformă un copil într-un cărbune, îl arde până când devine cărbune, îl închinau lui Moloch. Și adunarea era chemată să judece și să execute un astfel de om care era vinovat de crimă, de vărsare de sânge a propriului său copil. Numai că era atât de confuză mintea celor mai mulți că unii credeau că așa o trebuit cine știe. Ei, ei știu ei acolo ce fac sau, și nu participau, nu și-au asumat răspunderea, nu și-au împlinit chemarea. Și atunci, cum, rămâne, cum rămân, lucrurile acestea? Au fost oameni omorâți în închisori, n-a fost niciun martor acolo care să poată să vadă, să judece cum au sfârșit ei. Au fost doar dispăruți la canal, au fost doar dispăruți la Aiud, la Sighet, în diferite locuri și se pare că n-a fost nimeni acolo care să... Serios? N-a fost nimeni? <laughs> în versetul 20, în capitolul 20, versetul 4, Sfânta Scriptură spune așa, dacă poporul țării închide ochii față de omul acela, dacă poporul țării închide ochii față de omul acela, eu, Domnul, mă voi ridica și voi face dreptate. Iubiții mei, a sângele lui Abel nu a fost văzut de nimeni când a fost vărsat. Dar Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu spune, strigă din pământ la Dumnezeu. Și mai mult decât atât, sângele Domnului nostru Isus Hristos mărturisește mai mult și mai bine decât sângele lui Abel. <coughs> înainte de a-și da cineva viața pentru credință, înainte de a trăi ceea ce nu numim martiraj, persoanele acestea au fost. În întâi și prezentate în fața lumii ca fiind trădători de țară, trădători de religie, trădători de credință, atei care nu cred în Dumnezeu. S-au spus tot felul de lucruri. Se vorbea în dreptul evreilor care au fost mai târziu arși și gazați la Auschwitz și peste tot se spunea că se adună noaptea, beau sânge de copii. Atâtea lucruri au circulat în lumea aceasta. Nu se întâmplă nimic așa peste noapte și astfel de, de grozave negriri ale sufletului și ale oamenilor duc în final la crime împotriva umanității sau împotriva unui suflet, lucru care este egal în ochii lui Dumnezeu. Astfel că în momentul în care duceau martirii aceștia la moarte, le puneau pe cap niște coifuri cu diavol desenați pe ele, îi făceau să creadă că sunt diavol și lumea spunea bine, a făcut ce să mai un, era un diavol printre noi, era o vrăjitoare, bănătoare de vrăjitoare și în, sorry, în Ruanda, când a avut loc genocidul acesta a cumplit, pe tuții au numit cockroach, gândaci din aceștia de casă și pe baza faptului că i-au negrit în halul ăsta, în mijlocul țării și a populației, oamenii s-au aliniat și au murit și au tăiat cu toporul Mii și mii și mii de oameni de atâta preț pentru care s-a vărsat sângele Domnului Isus Hristos. Sunt multe crime împotriva umanității care sunt pe rol, sunt pe dosar. Dar aș vrea să mergem împreună în faptele Apostolului, capitolul 21, și să vedem ce a stat la baza arestării lui Pavel, a condamnării și executării lui. Păi nimic altceva decât o negrire. Aceasta este uh, negrilă sau întunecatul, cum spunea bunica mea, sau cel care întunecătorul uh, sau el și slujitorii lui, spune Biblia. Oricine întunecă uh, adevărul este un slujitor al celui întunecat. Și atunci oamenii aceștia, în versetul 28, au început să strige, bărbații zdraileți, dați ți ajutor! Iată omul care prăpăvăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului. Vă amintiți care era? Capul de acuzare al comunismului, ucigând oamenii de preț ai țării, darurile lui Dumnezeu pentru țară, e dușman al poporului. Unde este poporul să-l întrebăm dacă l-am dușmănit vreodată sau s-a întâmplat? Nu, nu are, are importanță, dar ei au știut de la, voi aveți de tată pe diavolul, au știut de la acela care întunecă pe oameni că un astfel de lucru are impact asupra oamenilor care nu și-au luat niciodată timp și nu au avut nici caracter să afle adevărul, ci au luat din zbor astfel de lucruri. Este împotriva norodului, este împotriva legii, este împotriva locașului acestuia a, a templului. Bărbații izraeli, dați ajutor, ajutați, puneți repede umărul aici, suntem într-o situație care... și ba încă a vrut și pe niște greci în templu, uite dovada care... și a spurcat acest locaș sfânt. Când citesc cuvintele acestea, zâmbesc la argumentul unui părinte preot care spunea unei mulțim de tineri că locul acesta sfânt a fost spurcat prin prezența sectantului aici, care a făcut așa și pe dincolo. Și lumea din sală a spus, nu, nu, omul ăsta nu arată așa ceva și s-au ridicat cu toții. Niciodată nu-i voi uita. În adunarea lui Iov nu s-a ridicat nimeni să-l apere pe Iov, dar acolo s-au ridicat și au spus, nu, eu am fost în fiecare seară aici. Foarte rău că ai fost în fiecare seară, eu știu ce s-a vorbit aici. Nu este împotriva credinței. Acestea au fost argumentele care au fost aduse împotriva lui Pavel. Și de unde plecau ele? Trebuie să aibă un pic de adevăr în ele ca să aibă efect. În adevăr, versetul 29, văzuseră mai înainte pe Trofime Feseanul împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îi băgase în templu. Credeau, bănuiau, suspectau. Îi băgase în templu. Nu se întâmplase niciodată lucrul acesta. A băgat greci în templu, a spurcat templu, este împotriva legii, împotriva poporului. Întâi la un negrit, după care spune cuvântul lui Dumnezeu, Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Ce mă, ce s aude? Și atunci, din gură în gură, cuvintele au ajuns cu totul la fel. Vă spun aceste lucruri pentru că unii dintre noi le vom suferi, iar unii dintre noi vom fi ispitiți să fim parte dintre oamenii aceștia nu, nu aceasta ca o simplă slujbă de vineri seara sau de când aducem cuvântul acesta. Este un cuvânt profetic pe care îl avem aici în scripturi și despre care spune Domnul Isus Hristos când se va împlini să credeți că a venit de la Dumnezeu. Toată cetatea s-a pus în mișcare, s-a strâns norodul din toate părțile, au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărei ușă a fost încuiate îndată. Vai, a spurcat templu pe când încercă versetul 31, pe când încercau să-l omoare pe baza acestei negriri. Nu era nimic adevărat în toate acestea, cum vom vedea că n-a fost adevărat în dreptul Mântuitorului nostru sau în dreptul lui Ștefan, sau în dreptul oricărui martir, Ian Hus purta coiful acela pe cap și predăm sufletul tău diavolului și adunarea zice amin, și, dar, dar el singur un om singur cu Dumnezeu, iar eu, Doamne Iisus, îmi predau sufletul în Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oștii că tot Ierusalimul s-a tulburat. De aici a urmat arestarea, a urmat Roma și a urmat vărsarea sângelui lui ca o jertfă de băutură totul bazat pe, această, pe un zvon, pe înnegrirea aceasta. Niciodată nu s-a întâmplat, niciodată el n-a învățat așa ceva, niciodată n-a crezut așa ceva, niciodată nu era împotriva norodului în tot ce spunea el. Dar a fost lucrul acesta, a fost de ajuns să se găsească cine să asculte, cine să creadă, cine să cumpere. Poporul pare victimă. Nu, el nu este victimă, el este agresor. El ia, se face părtaș cu ucigașul în momentul în care preia un astfel de zvon. Biblia numește această urechi însetate de sânge. Chiar place lucrul acesta. A întrebat cineva pe Pavel dacă, auzi ce zic oamenii aceștia, a întrebat, a anchetat cineva, a adus cineva vreo dovadă, nu, nu e nevoie de așa ceva. E destul pentru oamenii care urau din suflet, credința și mai ales pe acela despre care vorbea Pavel a fost de ajuns ca să, să se ajungă aici. Iubiții mei, vreau să luăm al doilea exemplu, le vom dezvolta mai mult, poate cu altă ocazie și vom observa că e același model. Ștefan. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește în fapte, capitolul 7, că adevărul se răspândea tare de tot. Numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Aceasta era problema. Aceasta era problema. Atunci ei au încercat, dacă au văzut, o să urmărim îndată, cum ar putea ei să stingă, să nimicească biserica începătoare care atunci creștea Ștefan era plin de har și de putere făcea minuni și semne în rod unii din sinagoga anumită a izboviților a cirinienilor și a alexandrinilor împreună cu iudei din Cilicia și din Asia au început o ceartă de vorbe cu Ștefan dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhul. El nu se certa, el vorbea cu înțelepciune și cu Duh. Și ceartă cu înțelepciune și cu Duh nu merge. De aceea, pentru că au văzut că nu pot să stea cu cearta și cu ce încercau ei cu scandalul acesta, nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el, au schimbat tactica. Versetul 11. Au pus la cale niște oameni să-l înnegrească, să-l arate în fața poporului întunecat, ca un diavol au pus la cale niște oameni să zică, uite, ziceți așa, vă spun eu cum să ziceți. Și le-a spus, i-au pus la cale să zică și ce să zică. Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. A fost cineva în toată adunarea aceea care să se ridice mii de oameni, unul să se ridice, să spună pot să aud și eu cuvintele acelea de hulă. Domnul Ștefan, ridică-te în picioare. E cineva aici care a auzit cuvântul? Cum sună un cuvânt de hulă pe care l-a spus el împotriva? N-a -a fost nimeni, dar nici n-a cerut nimeni. Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Îl înnegreau. Au întărtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor au scos niște martori mincinoși, plătiți cu ora, acum am mers la demonstrație plătiți, au scos niște martori mincinoși care au zis omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii, același ca la Pavel. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Dar Dumnezeu nu se lasă niciodată fără mărturie. Versetul 15, de fapte șapte, toți cei ce ședeau în sobor, toți, s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Uitați-vă la fața aceasta lui Ștefan, e omul ăsta pentru hule, pentru împotriva lui Moise, timp să ocupă omul ăsta cu așa ceva. Li s-a arătat ca o față de înger ca să lase fără scuză pe totdeauna, pe oricine ar încerca să justifice faptul că a făcut parte din norodul acela care... S-a -a ridicat cu pietre și a lovit pe omul lui Dumnezeu, care până în ultima lui clipă dovedește locuirea lui Hristos, nu doar în picioare la dreapta lui Dumnezeu, ci în inima lui, spunând cuvintele: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta și spunând aceste cuvinte, a adormit cu această rugăciune, așa spune Sfânta Scriptură. Nici Mântuitorul nostru, nu a fost întâmpinat cu o altă armă decât cu aceasta. Sau aude că dărâm templu și zidești înapoi în trei zile. Sau aude că strici și sau aude că distrugi noro piere norodul din cauza ta. Sau aude că ai activități politice, ești împotriva cezarului și așa mai departe ca să poată face. Toate acestea nu au fost decât forme, diverse forme de a negri pe omului Dumnezeu. Cu atât mai grav cu cât Mântuitorul nostru a suferit acest lucru, El însuși ne spune: Dacă s-a făcut așa ceva, copacului verde. Cum te superi tu, copacul uscat, că a zis de tine că a făcut, sau că te-a negrit. Nu cumva faptul că te vorbește cineva sau te disprețuiește sau răspândește zvonuri? Nu cumva este o școală? în care tu înveți să trăiești, îți imunizează Dumnezeu sufletul, înveți să biruiești ziua în care vei fi acuzat de crime împotriva umanității și de alte zvonuri care vor ieși. În zilele acelea ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să nu ți se tulbure inima. Atâta îți ajunge în faptul că Dumnezeu știe că lucrurile acestea nu stau așa. Pe Dumnezeu nu îl poate cumpăra. În norodul, da, poate fi cumpărat. Pietre pot fi aruncate, nenorocit de un fel sau de altul. Acuzații, presă, televiziune, transformat într-un diavol împotriva omenirii, criminal împotriva umanității și altfel de lucruri, la Dumnezeu nu reprezintă absolut nimic. Rugăciunea lui Doamne Iisuse, primește Duhul meu, a arătat că toate aceste lucruri de care ei îl acuzau, era o Care om nenorocit la suflet s-ar întoarce spre Isus primește Duhul meu. N-ați văzut pe cruce? Unul a zis, primește-mă, dar nu celălalt nu a zis. Pentru că celălalt avea altceva, altă, o altă agendă în sufletul lui. Când suntem ispitiți să um, apăsăm pe cântarul adevărului și dreptății în dreptul cuiva pe care urâm dintr-un motiv sau altul, în momentul acela să ne dăm seama că suntem ispitiți să strigăm la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, nu mă lăsa să fiu dus în ispită. Și când simțim că în dreptul vieții noastre se întâmplă așa ceva, ochii la Dumnezeu din nou. Doamne, Tu știi adevărul. Am văzut suferința aceasta exercitată în atâtea forme în viața mea, mai ales în familii unde una dintre, unul dintre soți acuza pe celălalt de necredincioșie și de... El era sau ea era cel necredincios, dar acuza acuzat pe celălalt, a scus Dumnezeu la lumină. Mi s-a cerut judecată, am zis, nu, la tribunal, dar ce pot face? Ce pot să uh, fac? Și anume, voi veni înaintea lui Dumnezeu și voi cere uh, să facă lumină, așa cum este scris. Iubiții mei, rugăciunea sufletului nostru este ca Dumnezeul cel bun și drept, care cunoaște adevărul, să ne întărească sufletele în confruntarea aceasta cu negrirea pe care diavolul o va arunca asupra poporului lui Dumnezeu, făcându-l vinovat pentru toate nenorocirile care se întâmplă în lume, sau chiar în poporul lui Dumnezeu negrim pe cineva în mijlocul unui popor indiferent. Domnul însuși a promis, mă voi implica personal. Îți mulțumim din suflet, Doamne, dacă te avem pe Tine și dacă Tu cunoști adevărul despre noi indiferent ce va spune lumea care ne înconjoară, ne să bucură sufletul, Doamne, pentru ceea ce scrie în cartea Ta. Rămână harul tău pentru lângă cel ce suferă într-un mod deosebit în domeniul acesta. Între, în, să rămână în inima celui acuzat pe nedrept, în negrit, Doamne Dumnezeule, rămâi cu cel care este ispitit să negrească pe aproape de lui. Lucrează tu în familiile noastre, în bisericile noastre, în lumea noastră și așa cum ai spus tu, Doamne Dumnezeule, fă să strălucească adevărul ca lumina în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.